Direcția Silvică Sibiu este în doliu. Directorul tehnic al instituției a decedat miercuri. Viorel Burduhos a fost găsit fără suflare într-o cameră de hotel. Motivul decesului pare a fi infarct miocardic. Viorel Burduhos, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit mort miercuri într-o cameră de hotel în zona pădurii Dâmbrava. Cei care au descoperit nenorocirea au fost colegii de serviciu care au intrat în panică după ce acesta nu a apărut la birou miercuri dimineață. După ce l-au căutat la urgență, cadavrul său a fost descoperit în camera de hotel. Corpul neînsuflețit a fost transportat la serviciul de medicină legală, iar acum sunt așteptate rezultatele necropsiei. La fața locului a fost prezentă și o echipă de polițiști din cadrul Biroului Investigației Criminale Sibiu. S-a stabilit faptul că în cauză nu sunt suspiciuni de omor.